Vine eu în acasă, era numai bine așa, în formă, și o ia pe Maria la pulă și o pune acolo în pat. Și dă-i, și dă-i, și ce Maria, ai Ione, dar bine, ioi, dar greu ești. Iară mai bagă Ion acolo pe foc, iară dă-i și dă-i, ce Maria, vai bine Ione, domne bine, mă, dar greu ești, mă. Și iară mai Ion numai de ce să-mi foca mai tare, și iară dă-i cu pula ea acolo, măi, și ce Maria, vai Ione, bine, ioi, bine, ioi, dar greu ești, mă, Ione, mă. Dacă le Ion se enervează de crocea, păi tu, Maria, o ori ne fute, ori ne cântări tu, e pula, nu ne bate în joc. Băi, Ione, eu numai nu pricep, mă, mă, dar tu e la televizor, la radio, unde e bursă, mă, ce e bursă? Deci asta, mă, cum să-ți explic? Fii atent, cumperi găini, găinile astea fac ouă, ouă le fac găini, găinile fac ouă, ouă le fac găini, stați așa, o grămadă de găini, multe, multe, multe găini. Mă, și la un moment dat, vine o apă mare, neagră, învolburată, și le ia și le duce pe tătie. No, și atunci tu zici, mi-a futui, mă, rață trebuia să cumpăr, mă. Măi, Iulie, dacă eu m-aș însura cu sora ta, ce am și noi doi? Păi ce să zic, cu nață. Bine, ce, și dacă eu ți-aș fute nevasta, atunci noi doi ce am fi? No, păi zice, am fi chit. Țiganul cu țigan ca la divorț. Și-o întreabă pe piramă de ce vrea să divorțeze. Deci, apoi, domnul președinte, că țiganul ăsta te vrea să mă fută în urechi. Așa e, mă, țigane, cum zice piramă. Ce n-are unde, domnul președinte, mințește. Eu vreau să o fut normal în gură, dar te mișcă cap. Se duce țigan în piață și la plecare îi zice țiganului, bă, joacă-te cu pruncul ăsta, dai ceva să se joace. Că bine, du-te odată! Se duce țiganca când se întoarce din piață, țiganul în pat citea ziarul, copilul să juca cu pula. Dar ce faci, bă? Dar păi n-ai spus să-i dau să se joace. Dar păi cu pula, mă! Dar ce ai dat cuțitul să se taie?